pensionarii militari cu stagiul întreg vor reuși să fie încadrați în această categorie în care să nu fie afectate pensiile de la 3.000 de lei în jos. Aseară l-am invitat pe domnul ministru și pe premier să am convingerea că această promisiune a domnului ministru Oprea și a premierului este aplicabilă și va funcționa începând cu 1 ianuarie.